Bine m-ar găsi, prieteni, să vorbim despre fotbal. Îți dai seama că în momentul ăsta Radu Banciu, Costi Mocanu, Grădinescu râd de mine cu gura până la urechi. Caion Iliescu râd de mine. Da. Vorbim despre fotbal, nu chiar fotbal, că abia acum două săptămâni am învățat ce e la offside. Am jucat și odată fotbal, m-a scos de pe teren că îi faultam pe toți. Eu am crezut că dau un minge, dar era o grămadă de picioare în jurul meu. Și am zis, hai să vorbim totuși despre fotbal, dar să nu fie despre fotbal. Adică, băi, eu mă bucur că am pierdut cu olandezii, pentru că așa am văzut ce am câștigat. Și am câștigat niște lucruri mult mai importante decât fotbalul. Mult mai importante decât nu știu ce gol dat de la 30 de metri. Da? Se vede mai bine ce am câștigat, pentru că, știi, noi întotdeauna, parcă și în istorie și în viața de zi cu zi, așteptăm un arbitru care în ultima secundă să ne dea și nouă 11 metri. Francezii l-au tradus prin Le Salut Romain. Înțelegi? Istoria prin norocul ăla de care vorbeau ăia interbelicii, care ziceau, bă, atâta noroc avem că nici mai avem nevoie de oameni politici. Bă, și atunci ce dracu vă înghesuiți, dacă e atâta noroc. Belgenii au pățit-o, au stat vreo 2 ani fără guvern și au zis, mamă, dar ce bine e fără guvern. Doamne, dă să rămânem și noi fără guvern, să ne fie bine ca belgenilor. Oricum, aia ne-au bătut și aia. Acum, despre fotbal, foarte puțin, pentru că, bă, până la urmă, n-am făcut mare brânză. Am bătut echipa unei țări care e de 2 ani în război cu moralul la pământ, cu 3-0, e adevărat că ne-au dominat. După am făcut un egal așa, la mandolină, la vioară, un egal la Joie de Vivre, da? Cu slovacii, sau cred că cu slovacii am jucat. Cu slovacii am jucat. Nici ala nu știu. Ce fel de operator ești tu dacă nu știi? Da? Ok. După aia ne-au bătut belgenii, dar atunci, acolo mi-a plăcut cum a jucat românii, că au jucat cel mai bine. Chiar dacă am pierdut. Și după aia ne-au dat olandezii, dar era cumva de așteptat. 3-0, neprezentare, etc., etc. Bă, dar am câștigat o mulțime de lucruri. În primul rând, am văzut o echipă de oameni care știu să fie într-o echipă. Ăsta e mare lucru pentru România. Sigur, acum dacă vede cineva din diasporă emisiunea, o să spună, iar l-ați adus pe ăsta, chelul ăsta de la Cluj, despre fotbal? Dar ce ăsta e Ceaușescu, se priceapă la toate? Nu mă pricep, băieți. Doar că în România, din școală, din birouri, unde vrei tu, nicăieri nu iese spiritul de echipă. Amintiți-vă când se dau extemporalele, testele, cum, da, cum ne spune doamna profesoară, pune-te român așa să nu copieze vecinul de bancă. Da? Și pui mâna așa și scrie acolo și te uiți încolo, te uiți încolo, da, spirit de echipă, fleașc. Da? Dincolo, în școală, da, iei un proiect împreună cu 3-4 colegi, înseamnă să schimbi idei, înseamnă să renunți câteodată la ideile tale și să recunoști că ale altora sunt mai bune. Adică sunt lucruri care te, cumva te pregătesc pentru viitor. De spiritul de echipă, chiar dacă nu mai avem un Hagi, un Gică Popescu, un Sabău, nu mai avem de ăștia. Dar avem o echipă. Asta e cel mai important. Sigur, cea mai puțin valoroasă echipă, dacă e la mărunțiș, la bani. Da? Undeva la 93 de milioane de euro, adică cât un jucător bun. Ăștia de la albanez au o echipă mai valoroasă ca bănet decât noi. Ucrainenii aveau un jucător de 50 de milioane de euro. Îți dai seama, când merge unul de ăsta acasă, cum trebuie să-l privească nevasta? A venit tata, da. A intrat omul de 50 de milioane de euro. Cum să-l pui pe ăla să facă omletă, mă? Cum să-l pui pe ăla să ducă gunoiul? Că ăla când duce gunoiul și dacă simte o nevralgie la deget, la ăla scade valoarea cu cel puțin 2 milioane de euro. Adică îți dă ăia mahări de fotbal. Înțelegi? Mahări sportivi. După am mai învățat o chestie. Să trecem peste eșec. Mie mi-a plăcut la nebunie faptul că după ăsta 3-0 ăsta, cu olandezii, echipa asta pierzătoare, dar nu de luzări, pierzătoare la fotbal, a plecat în fața tribunei noastre, în fața spectatorilor, da, în fața suporterilor, bă, și suporterii cântau și îi salutau pe ăștia din teren. Asta mi se pare senzațional, pentru că noi, iarăși spun, nu învățăm că eșecul este, sau poate fi doar un prim pas către succes, noi învățăm că dacă ai luat un 4 la fizică,
te ia mama dracului, nu-ți mai cumpăr telefon, nu mai merg la bună ta în vacanță, gata, nu mai ești copilul meu, două zile mânci numai pită cu uscată, da? Nu discutăm, numai 10, doar 10, toată viața să fie de 10. La afaceri, vai de mine, ai dat o bară cu afacerea ta mică, începută la 19 ani sau la 30 de ani. Toate rudele-s pe tine, uite loserul. Uite, dragă, stau, fai, cât îți stai vendele? Da? Vin instituțiile. Cum adică? Ai un eșec în afaceri? Păi te amendezi de nu-ți mai trebuie afaceri, angajați-te la stat, prostule. Da? Ei bine, fotbaliștii noștri ăștia, așa cum sunt ei, au rezolvat o problemă. Ne-au arătat că și eșecul poate fi cântat, nehuiduit. Că până acum, dacă vă amintiți, mulți dintre suporteri erau din trăia. Trăiască, dacă e cu victorie, soarele mamilor, trăznească-l pe arbitru, să moară toți, dacă e cu eșec. Bun? Și după aia, cel mai important, mie mi-a crescut sufletul. Am văzut și pe site-ul UEFA, vedeți aici, a fost o chestie. Oaspeții perfecți. În urma eliminării de la Euro 2024 de aseară, România a răsat vestiarul din München impecabil, lună și bec, plus o scrisoare de mulțumire. Băi, asta este mare lucru. Știi, mare lucru, că noi tot auzim 7 ani de acasă, chestii de genul ăsta, și vă amintiți cum a făcut o carieră globală, o știre foarte simplă. Că niște suporteri japonezi, da, au făcut curat înainte de a pleca din tribune, da, și toată lumea a fost cu craci în sus de admirație. Și este normal. Pentru că de obicei fotbalul se lasă cu semințe, cu beri, cu aruncat de astea și eventual de plastic și eventual cu programe mototolite și lăsate acolo. Faptul că ei noștri au făcut curat, știi ce înseamnă chestia asta? Că ne-au arătat niște lucruri. Într-o țară în care curățenia nu este o valoare, din păcate, sau ar trebui să fie, dar discursul este, dar dacă te duci pe râuri, prin munți, pe dealuri, pe câmpii, îți numai ambalaje, ne-au arătat că se poate spune mulțumesc. Da? Se poate spune mulțumesc și atunci când pierzi, ceea ce e mare lucru. Sigur că lumea spune, da, dragă, dar așa fac oameni, domni. Bă, dar până acum fotbaliștii erau așa, cum să zic, celebrați până dădeau gol. După aia începeau poveștile, ăla e bețiv, ăla e cu nu știu ce, ăla trage pe nas, ăla și-o cumpăra Ferrari, ăla și-o cumpăra, uite la ăștia, de ce câștigă așa de mulți bani. Da? Și mă duc mai încolo, că îmi place că și presa românească a preluat chestiunea asta, și foarte bine, pe profit.ro, cum a rămas vestiarul tricolor după meciul din Optimi, da? Da? România a fost aici, bilet lăsat pentru organizatori în română și germană, mai vedeți după aia încă niște fotografii, uite, lună și bec, tată. Impecabil. Și scrisoarea aia e o chestie foarte faină. Scrisă de oameni care au și școală și o să vă arăt imediat că sunt oameni cu școală, da? Și uite, plecăm din Germania cu gândul că am dat totul pentru România și sunt recunoscători pentru tot ce am trăit în săptămânile petrecute aici. A fost o onoare să facem parte din marea familie a fotbalului european. Mulțumim că ne-ați făcut să ne simțim ca acasă. Bă, tată, ăsta e un mesaj. Cu asta intri în istorie. Nu că ai dat 3 goluri sau n-ai dat 3 goluri sau că ți-o trasă la un cap în gură sau că ai dat un 11 metri sau ai ratat un 11 metri. Astea sunt valorile pe care, atenție, noi le știam doar din discursuri. Înțelegeți? Dintr-o dată vin oameni care știu să spună bună ziua, mulțumesc, îmi pare rău. Astea sunt trei chestii fundamentale, dacă vrei într-adevăr să trăiești bine și jurul din jurul tău să fie și el bine. E mult, e puțin, nu știu dacă e mult sau puțin, dar mai este o chestiune. Uite, m-am uitat de curiozitate la notele de bacalaureat a lui Drăgușin. Drăgușin este cel mai scump jucător român la Liverpool sau unde joacă? Ceva pe acolo, habar n-am unde joacă. Drăgușin are 20 de ani, da? A lăsat transferul la Sassuolo, asta e în Sardinia, trebuie să mai ales că e foarte faină Sardinia. Fundașul român a susținut examenul de bacalaureat, l-a promovat cu brio. Drăgușin, examenul maturității la liceu cu program sportiv din Cluj, 8,65 la română, 9,15 la istorie,
9,70 la logică și argumentare. 9,16 media fundașului de la Juventus la bacalaureat. Bă, tată, și mai zici o chestie. Și ei spun, ăia, unii, ei spun că nu le poți face pe ambele. Ba le poți face, tată. Ba le poți. Știi, asta e generația educată. Noi am tot râs de România educată, dar să știi că nu s-a întâmplat educația asta pentru că a existat un guvern care să bage bani. Nu. Știi cum s-a întâmplat educația asta? De la părinții aia care au zis, mă, copile, pune mâna pe carte și fă-ți un viitor. Că dacă nu, are unchiul tău vreo 300 de oi, mergi și stai cu măgarul și cu câinii, și cu oile, și cu berbecii, și cu unchiul tău care e alcoolic. Înțelegi? Și încet, încet, copiii noștri au învățat cumva din dezamăgirile noastre și din privirile noastre alea triste, dacă trebuie să pună mâna pe carte. Unii copii. Alții, am mai văzut și loaze, dar loaze au fost tot timpul în istorie și pe timpul nostru vor fi și încă vor mai fi încă 700 de mii de ani. Înțelegi? De asta am spus, băi, este un mare câștig că am pierdut. Dar trebuie să ne bucurăm că am pierdut, că a ieșit la iveală tot ce e mai bun, tot ce credeam că nu există. Știi, ca Ardeleanu când vede girafa, așa ceva nu se există. Așa se vede mai bine ce am câștigat, băieți. Că dacă era o victorie, sigur, toți ne bucuram, toți de nu știu cum, erau așa pe locurile 3, 4, 5, 6 lucrurile astea bune. Uite, eu m-am bucurat că am pierdut. Dacă vreți, puteți da cu o clăpă. Am chelia destul de tare. Bun. Sigur, acum politicienii s-au lipit repede de chestia asta. S-a spus foarte clar, domnilor, FRF-ul a zis, Federația Română de Fotbal, băi, nu veniți la aeroport cu toții, uite, venim când putem, că și așa, defect, avion, chestii de genul ăsta, dar Ciolacu a spus, băi, eu mă duc să-i întâmpin, să... Știi, pun pariu că acolo vor fi o grămadă de televiziuni care vor tremura. Va faceți o fel de chestii lexicale, înțelegi, encomiastice. Asta este, tată, sfinții noi, ai vremurilor noi, da, sunt tot ăștia. Și asta e mare lucru, pentru că e mare lucru să fii normal într-o lume în care proștii planetei ăstea s-au mulțit și vor să fie băgați în seamă. Înțelegi? Și atenție, sunt proștul școală. Că, bă, prostul care e prost, plenar, bă, ăla e un tip, e uneori chiar simpatic. Sigur că nu-i place să râzi de el, dar ție îți place să râzi de el. Eu râd de proști, de exemplu. Bine, stau la distanță. Da? Dar proștii ăștia cu școală deja s-au mulțit pe planetă, vor viața gândacului să fie mai bună decât viața omului. Doamne ferește să te atingi de o plântuță, că plântuța are suflet. Cred că ați văzut și voi pe TikTok. Bună dimineața, melc, bună dimineața, curcubeu, bună dimineața, telefon, bună dimineața, șliț, bună dimineața, faric... Era să zic ceva. Înțelegi? De ăștia, flower power, care planează, sau cum zicea Ion Caraion într-o poezie, care a fost cenzurată, urinând lejer peste capetele senile. Da? Și uite ce fac ăștia. Ia uite. Activiști din Singapore acuzați că au mobilizat oamenii să trimită scrisori pro-palestiniene primului ministru. Full, tată, free, free, cot, codac, mie vine să mă duc în lumea lor. Ducul ăla, puteți să-l puneți cu un... o altă rimă la duc, dar la cot codac putea să puneți o altă rimă, ca să nu fie duc, ca să aibă altă rimă la duc. Hai, sper să nu fie amendabil. După aia, complexul ăla celebru, de unde trebuie să răsară soarele nu știu în ce unghi și să stai acolo, să vină energia pe acolo prin varicocel și după aceea să-ți meargă pe nas, stropit cu vopsea de activiști pentru mediu. Că ăștia acum trebuie să fie luați în seamă. Și cum să fie luați în seamă? Că prostul, dacă e prost, trebuie să facă o prostie ca să fie luat în seamă. Ăștia nu o să scrie o carte de aia senzațională de poezie și o să-l iei în seamă și o să-i scrii cu citate din poeziile lor iubitei tale, care nu vrea să vină la Savarină. Nu. Și atunci fac prostii, că de-aia-s proști. Înțelegi? Și atunci aruncă cu vopsea. Ați văzut-o și pe proasta aia? Da, de fapt erau două proaste. Bă, de 1260 de ani fiecare, da? Care au aruncat vopsea pe... ceva pictură de al Leonardo da Vinci. Adică, bă, pentru chestia asta v-aș băga la pușcărie, bă, băieți. Înțelegi? După aia au încercat să facă, și aici o să vă spun repede o poveste imediat, au încercat să blocheze aeroporturi. Mai mulți susținători Just Stop Oil au fost arestați pentru planuri de a perturba aeroporturile în această vară.
ați văzut că aeroporturile sunt cumva îmbâxite de oameni. Am avut și o experiență, da, la nunta la care trebuiau să vină de pe 4 continente, vreo 10 sau 15 oameni n-au mai ajuns pentru că s-a anulat zborul acolo, Da, o doamnă cu 2 copii, gravidă, da, cu soțul. Cu soțul gravidă și cu soțul în aeroport, da? Să mă înțelegeți bine. A stat o zi jumate la München pentru că. De ce? Tot spațiul aerian este practic colmatat, da? Germania, Franța și Italia, culoarele de zbor trebuie să fie, cum să zic, la milimetru. Ori dacă întârzi un avion, da, 10-15 minute, se dă peste cap totul. De asta. Și ăștia, lupește prăjit, ăștia ca să, vai, nu mai vrem petrol, nu mai avem nu știu ce, dar nu zicem nimic despre Rusia care vrea să ne vândă petrol. Nu zicem nimic despre Rusia și ăștia, cu drepturile papagalilor, da? Ăștia vreau să aveau planul să blocheze și mai tare aeroporturile. Bă, tată, vă înțelegeți de ce e extrem de important să vorbești și despre lucrurile bune? Da, că chiar dacă pierd uneori echipele la fotbal, da, de aia ca să pui contrapunctul acestei lumi tâmpite, pline de cretini, da, care au impresia că dacă ei se luptă pentru erecția fluturilor municipali, dintr-o dată lumea va fi mai bună. Ăștia care se luptă, cum e Greta, care bântuie planeta, sau care o tu-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 
conferințe nu văzlind așa frumos peste ocean. Nu. Au nevoie de tot confortul. Vai, dar să fie căldură în cameră să nu răcesc. Vai și eu să nu fac cistită. Sigur că da, căldura aia se face cu ce? Că nu vine numai de la soare. Da? Dar dacă îi pui 12 grade în cameră și spui, dragă, nu tăiem pădurile, că ai spus să nu tăiem, să nu avem lemne de foc. Știi, gazul nu-l mai scoatem din pământ, nu putem să-ți băgăm în calorifer din centrală. Ce să spui, eu zic, acum e zăpadă, știi, nu mai merg fotovoltaicele. Stai și tu în 10-12 grade că n-ai muri. Stai și tu ca ăia pe care ni tot prezinți așa ca un sistem de viață sănătos. Prostalăia din peșteri care murea la 22 de ani și ziceau că-s bătrâni. Asta trebuie spus. Pentru că sunt extrem de mulți idioți. Da? Mă uit după aia de ai noștri, care și ei vin, fii atent la ăsta unul, nu e vorba de ăsta, habar n-am dacă el o scris, dar fii atent ce fake-uri se duc, amendabile, da? Pe tot felul de tiktokăreală de la noi și instagrameală. Evrei și cazari, blasfemia, bine, virgulă între subiect și predica că-s proști, așa v-am spus că stâmpiți, blasfemează istoria milenară, neamului românesc, atentează la legitimitatea ancestrală, jetodacii, capul poporului român. Bă, tată, bă. Unde-s legile alea care pedepsesc caiurele astea? În primul rând, asta este o chestie antisemită. Asta e o chestie de care istorie milenară, bă? Care istorie milenară? Că la Isaccea era încă o capitală a hanatului mongol în 1300, bă. Da? Ca chestia cu brânză, cu mânz, cu viezure. Mai ales, mă, în Albania. Că eu am fost și l-am întrebat pe albanez, cum se zice la mânz? Mânz. Și voi ați fost daci. Nu. Voi n-ați fost daci. Ai de mie. Și la viezure, cum se zice? Viezl. Ai de capul meu. Dar la barză, că aici te-am ras. Barză. Zâsă mortu. Și la căciulă, că noi este cuca și ulirii pe frunții. Căciul. Bă, daci ce sunteți voi. Albanezi ce sunteți. Care este. Da? După aia mergem la presă. Pentru că noi presă avem niște opreliști absolut tâmpite. Da? Legile internaționale ne obligă să fii atent. O televiziune greacă a surprins în direct momentul în care o turistă era jefuită pe plajă, dar a blurat chipul hoțului pentru a-i proteja intimitatea. Deci prostalăul ăla, da, tocmai făcea un jaf și noi nu avem voie, că astea-s legile. Vă amintiți că de multe ori vine câte unul în cătușe și noi acoperim cu un blur, blurăm pur și simplu cătușele. Vai, este vorba de demnitatea lui. Care demnitate, bă, că e un violator nenorocit, e un hoț nenorocit. Da? Și atenție, dovedit în justiție. Nu, trebuie să-i protejăm drepturile. Bă, da, drepturile mele, cine mama dracului, din soarele dracului le protejează? Adică, noi trebuie să fim fată mare, himenoplastie în fiecare zi, vai, nu cumva să jignim hoții. La un moment dat știu că vorbeam despre bădălău. Da?
Băi, a sunat unul la redacție, domnule, cum poate să-i spună numele domnule Badalau? Și am zis, bă, dar care era problema lui? Că, domnule, numele ăla trebuie protejat, că există GDPR și ce dacă a furat când era tânăr și era să stea în pușcărie și l-a grațat Ceaușescu? Ce, trebuie să luăm tot trecutul? Deci omul era cumva ambalat, așa, într-un fel de pânză de aia, de păianjen. El își închipuia că noi trebuie să respectăm mai întâi drepturile hoțului și apoi drepturile omului. Și l-am luat pe el la telefon, că și-a lăsat numărul, ne-am înjurat așa vreo 5 minute după 30 de secunde. 30 de secunde eu știu să fiu foarte politicos. Foarte politicos. Băi, dacă m-a auzit pe mine 30 de secunde, îmi pui robă de aia de popă și pot să fiu de la popă catolic, ortodox, protestant, neoprotestant, la ce vrei tu? Luteran. Înțelegi? Și papa de la Roma a vrut să mă pun acolo ca să-i țin slujbele în locul lui. 30 de secunde. Și omul era foarte, cum să zic, stresat. Dom'le, dar și el este om. Și a zis, bă, dar atenție, omul ăla are și obligații. Lângă drepturile omului sunt niște obligații. Cetățeanul nu înseamnă numai suma drepturilor lui. Înseamnă și suma obligațiilor. Când intri în spațiu politic, vrei scenă, vrei să scânte popii, vrei din ghieste, să te aplaude tot felul de doamne de la cu cocul, pahar cu ele, da? Să te aplaude la Belle Époque, da? Păi trebuie să asumi și huiduielile, bă, dacă ai furat, dacă ești hoț, dacă ești un nenorocit. Da? Pentru că tu cu porcăriile tale îmi influențezi viața. Și eu, culmea, te plătesc pe tine în timp ce faci porcării. Tu, politician, tu ce-i mai fi, dacă ești pe banul public. Înțelegi? Asta trebuie spus. De asta întotdeauna le voi spune proștilor proști, cretinilor cretini. Știu că pe unii enervează, vai, dar, domnul German, dar cum vorbiți așa? Dar ce vrei, bă, să-i spun? E un tip cu dizabilități de inteligență. De ce să mă enervez eu? Dăm publicitate. Așa, și acum mergem în Statele Unite pentru că vorbim despre bani, băieți. Dacă să vorbim despre bani, trebuie să dăm la o parte felul în care se vorbește despre bani. Se vorbește mereu despre efectul banilor. Poți să-mi cumpăr aia, poți să facem aia, sau nu putem face aia, sau nu putem cumpăra aia, sau avem datorii, sau nu avem datorii. Hai să mergem și la cauze. Pentru că vorbim, da, și despre tâmpenia politică. Și o să vedeți că tâmpeniile politice sunt deja de foarte, foarte multă vreme și noi ne învățăm la istorie, dar nu scriem că au fost ea niște tâmpiți și au făcut tâmpenii. Noi scriem despre războaie, despre tăieri de capete, toată istoria noastră este suma alora care și-au tăiat capetele, în loc să fie suma locuirii, suma nivelului de trai, suma oamenilor simpli, societăților, așa cum au existat ele, epocilor. Și mergem la Marius Mureșan, este un expert internațional în finanțe. Bună seara! Ne vedem? Perfect, Marius! Bună seara! Despre bani se vorbește într-un fel sau altul. Ce pot să-mi cumpăr sau nu pot să-mi cumpăr? Da? Da, dacă o luăm, tu ai făcut la MIT 2 sau 3 ani de geopolitică. Și cumva, eu am fost foarte mirat, am și vorbit cu profesorii de aici, bă, dar noi de ce nu se face geopolitică? Să înțelegi banii, să înțelegi economia, va trebui să înțelegi totuși că lumea e interconectată și să vezi dacă strădută unul și nu știu ce bătaie de fluture se întâmplă din New York până în Singapore. Hai să stabilim un pic de ce e importantă geopolitica pentru înțelegerea economiei. Așa cum ai învățat la MIT. În 3 cuvinte, geopolitica este, pentru a înțelege economia, este vitală, pentru că trebuie să înțelegi cum se mișcă lumea asta, începând din est până în vest, sau sud sau nord. Neînțelegând mișcările, să spunem așa, politice, n-ai cum să înțelegi mișcările economice. Am dat exemple de anumite strâmtori în lumea asta care pot bloca complet comerțul, pentru că trăim într-o lume interconectată, se poate să blocheze comerțul până la 60-70%, da? Sau comerțul cu petrol sau comerțul cu bunuri. Știm în 2020 ce surprize am avut când s-a blocat totul din anumite cauze, pentru că s-au blocat anumite zone. Vedeți? Și atunci trebuie să înțelegem, în primul rând, ca să înțelegem cum se mișcă lumea asta, trebuie să înțelegem spațiul vital. Ce înseamnă spațiul vital? Pentru că cu spațiul ăsta vital lucrăm de mii de ani, să spunem așa, cum am spus și data trecută. În
mii și mii de ani în urmă, oamenii, deci lumea asta a început undeva la mijlocul Africii, după care a emigrat spre nord. De ce a emigrat? Pentru că aveau nevoie de spațiu. Lumea, populația a crescut, nu mai aveau loc în acea zonă și au început să plece. În general spre nord, pentru că virgulă, clima era mult mai prietenoasă. De asemenea, pentru resurse. Da? Revenind un pic mai încoace, după ce s-au făcut aceste, să zicem, după ce s-au făcut națiile, să spunem așa, sau mai mare, am văzut spațiul vital. Spațiul vital, de fapt, este o chestie care a apărut, Retzel a spus-o undeva prin, între cele două războaie mondiale. Da? Și să explicăm un pic spațiul vital. Spațiul vital este de două tipuri. Este un spațiu vital a punctelor cheie, da? Și spațiu vital pe resurse. Da? Asta strategic discutând, și spațiu vital economic. Da? Să venim un pic mai spre noi, mai spre să înțelegem, pentru că na, totuși trăim într-o lume mult mai dinamică decât ce s-a întâmplat înainte. Am spus, noțiunea asta de spațiu vital a apărut undeva între cele două războaie mondiale, dar dacă ne uităm, nu exista o teorie atunci, dar dacă ne uităm, să spunem, primul război mondial, a început exact datorită acestei probleme. După aia a fost definită, după aia a apărut de fapt geopolitica. De ce? Să explicăm un pic primul război mondial, nu facem istorie aici, că nu avem nici timp. Erau două mari părți, sau trei, imperii. Două mari, da, puteri. Erau cele centrale, unde erau germanii și Imperiul Dualist, da, care avea două în Austria și Ungaria. Și de partea cealaltă, să spunem așa, Franța, Anglia și tot ce mai era pe lângă. Da? Acești, cum să spun eu, jucători. Acest imperiu dualist, da, acest imperiu dualist și Germania sunt puțin diferențiate de celelalte, da? Franța, Anglia, Spania, toți care sunt pe coasta Atlanticului, spațiul vital și l-au făcut mergând și exploatând, da? În America, în ambele Americi, în Africa și așa mai departe. Pentru cele din centrul Europei, să spunem aproximativ centrul Europei, era mult mai greu. Da, poate nemții aveau o ieșire spre mare, dar era un pic mai după colț față de celelalte imperii. Și atunci ei au zis, bă, trebuie să ne dezvoltăm. Am crescut nu numai populația, și economic au crescut puternic. Da, și au început să zice, bă, trebuie să ne extindem, să mergem spre Europa. Și s-au unit cei doi, pentru că de la răsărit apărea o altă mare forță, apărea Rusia, încă Rusia atunci. Și atunci zice, bă, trebuie să ne prindem noi zonele noastre, pentru că dacă vin rușii peste noi, se gând și ei știau. De fapt, Imperiul Austro-Ungar erau prieteni buni cu rușii, cu Imperiul Rus. Și atunci au început să facă. Și de aici a început primul război mondial. Pentru acest, trebuie înțeles un pic, spațiul ăsta vital s-a transformat, teoria lui, adică necesitățile spațiului vital s-au transformat în timp. Dacă la început discutam de spațiu pentru populație, după aia începem să discutăm, undeva după secolul XIX, începem să discutăm de spațiu pentru comerț, da? Dacă ne uităm și la China, chiar înainte, s-au tot extins, s-au tot venit drumul mătății și așa mai departe. Ajungem la acea teorie foarte spurcată lui Hitler a spațiului exact. Vital, pentru că Hitler a făcut spațiu vital cu o atât de urâtă definiție. A rămas cumva legată de Hitler. Spațiul el a preluat de la Retzel sau Hausenhoff, a preluat această teorie și a pus-o în contextul lui, în contextul favorabil lui. Da? Am ajuns în al doilea război mondial, unde la fel, puterile din partea de vest aveau ieșire, aveau aliați, nu putem mai a apărut și America între timp, și Rusia de partea cealaltă, care tot cerea dreptul. Da? Și atunci nemții au zis, bă, și noi avem nevoie de spațiul nostru vital, știți, estul, spre est, au început cu cehii și așa mai departe. Nu intrăm în istorie. Dar ambițiile au fost mult mai mari. Al lui Hitler, a și făcut cele mai mari nenorociri. Exact. Regimul respectiv a fost mult mai mare. A mers asta spre Africa. Eu văd acum asta la Rusia, care spune, exact. Care vorbește despre Ucraina ca despre o problemă identitară, deci un fel de spațiu vital. Și atunci, între Hitler și Putin, eu nu văd mare nicio diferență.
Da, exact la fel, ajungem încet, încet încolo. După al doilea război mondial știm foarte bine ce s-a întâmplat. Nemții au, să spunem așa, au fost împărțiți în două, da? Au pierdut. Mai ne uităm la încă o putere mare al Japonia, da? Care invada Manciuria, invada tot ce era în Est, pentru că le trebuia spațiu. Este o insulă limitată ca spațiu, limitată ca resurse, la fel. Și atunci au intrat în China, știți foarte bine istoria Japoniei, până i-au liniștit americanii. Și după ce s-a terminat al doilea război mondial, o să vedem, cum multă lume spune, o ordine mondială, mie nu-mi place să spun, nu face nimeni o ordine mondială în lumea asta, s-au conturat două părți mari, da? Vestul și Estul, două teorie atât politice cât și economice, cea liberă în partea de vest și cea mai puțin liberă, să spunem așa, comunismul. Și aici s-au venit cu teorii. Rusia a zis, noi avem nevoie de spațiul nostru, noi avem nevoie, pentru că noi avem o altă teorie politică, noi economică și mai departe, complet diferit de voi, avem nevoie de o zonă tampon, să spunem așa, și asta o să fie Europa de Est. Dați-ne nouă Europa de Est, americanii au prins restul părții, știm istoria până mai departe, până în 89, când a picat partea de Est, pentru că n-a fost sustenibilă, da? Deci, sustenabilă, scuze, economic. Dar în acești ani au început să apară un alt tip de spațiu vital, spațiu vital pentru resurse, lupta pentru resurse. Ne uităm la americani, ne uităm la ruși, bineînțeles, ne uităm peste tot, lupta pentru resurse. Dar resursele unde au fost? Resursele au fost în primul rând în Africa, care era cel mai aproape, în Asia, după care am plecat spre America de Sud, americani și mai departe. Deci discutăm complet despre alte baze. Atunci înseamnă că noi ce vedem astăzi, un fel de întindere și a Rusiei, și a Chinei, și a Europei, atât se poate, în Africa. Asta înseamnă că spațiul vital al lui Hitler și al lui Stalin și al lui dobitocul ăsta de Putin înseamnă că se transformă într-un fel, se transformă economia globală. Exact, exact. Vedeți că sunt acum două părți, partea, să spunem, nord-atlantică, liberă, cum ar veni Uniunea Europeană, America, Canada, Australia și încă câteva. Și mai este partea cealaltă care se încearcă acum să se facă BRIC-ul, da? Care promotorii acestui BRIC sunt de fapt rușii și chinezii. Chinezii au o problemă mare cu resursele. Ei sunt, să spunem așa, meșteșugarul lumii în momentul ăsta, cum era Anglia acum vreo 200 și ceva de ani. Ei au probleme cu resurse. Resurse unde sunt? Unde nu sunt exploatate? Unde nu sunt exploatate încă? În Africa. În rest, sau cam le cam știm, sunt cam proprietăți a fiecăruia în zonă și acolo este puțin mai greu. Și atunci ce trebuie, ce se încearcă să se facă? Să se pună mâna pe stăpânire. Să se pună mâna pe aceste resurse, da? Rușii, în schimb, ei nu au probleme cu resursele. Aici discutăm de China și America, Statele Unite, da? Deci astea două mari puteri. Rusia nu prea are nevoie de resurse, că are resurse multe, dar Rusia are nevoie de, să spunem, putere militară, putere să fie printre aia mari. Pentru că, vedeți că în G7, a fost G7 plus 8 la un moment dat, a rămas G7, i-au exclus. Chinezii n-au fost prieteni cu rușii. Acum sunt prieteni cu... prieteni, că nici nu putem ști precis ce acolo. Ei înainte nu s-au înțeles nici în timpul comunismului. Mao cu restul nu s-au înțeles deloc. Deci acolo nu prea e sigură treaba. Merge cât merge. Acum e disperat Putin, da, și lucrează cu chinezii, dar în rest îți vai de ei. Și atunci ei au nevoie să fie puternici, să arate la lume. Și așa a început Ucraina, cu teoria că știți cum e, acum pe o anumită teorie putem pune variațiuni. Variațiunea este identitate, limbă, prima Rusie la Kiev și așa mai departe. Dar vedeți că ei au atacat Ucraina. Ei au vrut să ia complet Ucraina. Asta au vrut ei de fapt. N-au putut. Atunci ce au zis? Rămânem cu Estul, Sud-Estul. De ce? Pentru că vrea să facă din nou din Marea Neagră un lac rusesc, cum era înainte, aproximativ rusesc, așa, cel puțin în nord. Plus partea de est, care este una dintre cele mai dezvoltate zone industrial vorbind ale Ucrainei.
A, deci știu de ce se bat acolo. Bineînțeles, și populația de vorbitoare de limbă rusă este mai numeroasă. Și pe teoria asta el vrea. Eu v-am spus, eu văd și multe alte mișcări care zac și așteaptă să vedem, să vadă cum se termină războiul. O să vedem Taiwan? Dacă... Taiwan, unui primul Taiwanul, care acolo e un... Eu n-am înțeles precis China ce vrea de fapt acolo. Vrea Taiwan, că e a lor, pentru niște kilometri de apă, n-au ei o problemă cu chestia asta. Taiwanul, să nu uităm de fapt că este un mare producător de chipuri. 90% din producția lumii. Da, de tehnologie. Deci ei vor de fapt tehnologia de acolo. Nu e greu la chinezi să facă, dar nu au tehnologia respectivă de când americanii le-au închis accesul la tehnologie. Asta e o teorie. Nu neapărat că e așa. Altfel, eu nu văd pentru o insulă la cât de mare e China și la cum poate ea să câștigă în Africa, în America de Sud. Am văzut că a început să intre destul de tare. Dar s-ar putea să nu meargă pe logica noastră normală. Nu uita că sunt niște comuniști. Exact. Și exact, au frustrarea foarte mare că până la intrarea Chinei, asta, Republica Populară Chineză în ONU, da, China a fost Taiwan. Denumirea Taiwanului până la intrarea comuniștilor în ONU a fost China. Ei erau altceva. Și probabil că din combustia asta ideologică trebuie să demonstrăm. Știi că ei merg pe simbol. Comuniștii niciodată nu dau pâine, nu dau carne. Ei dau simbolistică. Mai țin minte cum era la Ceaușescu. Noi răbdam foame, dar eram, ci că trebuia să fim mândri că avem a doua producție de oțel pe cap de locuitor din lume. Adică un fâs, dacă nu mâncai oțel. Și probabil chinezul are nevoie de reconfirmări de genul ăsta în fața unei populații care trebuie să uite de foame. Mă gândesc. Da, de foame nu. China are probleme mari economice în momentul ăsta. Deci, ce vedeți dumneavoastră, eu văd șocat de unii chiar analiști destul de fini. Eu rămân șocat când văd că se spune China este următoarea putere, cea mai mare putere, Miramaș, cel mai mare producător. Nu, sunt mulți care spun chestia asta. Asta știu. Nu, n-are cum să fie, pentru că în momentul în care tu nu ai relații bune și nu poți să... Cât poți să lucrezi cu bricul, să spunem așa, complet, da? Pentru că banii și comerțul se face cu Uniunea Europeană, Canada, Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă, zona aia, și cam acolo-s banii. În rest, trebuie să faci multe facilități celorlalți. Uitați-vă Brazilia, care, ca și Argentina, de 100 de ani de zile, tot merge bine, tot nu merge bine, tot merge. Acolo nu poți fi sigur niciodată pe nimic. Eu sunt puțin. Acum mai există zona arabă. Acolo, după 73, după marea problemă cu petrolul, da, și războiul Ioan Cupur și așa mai departe, a început o altă zonă. Este petrol acolo. Ați văzut că americanii au stat acolo și au, să spunem așa, ordonat lumea respectivă acolo până acum vreo 7-8 ani, când America a devenit cel mai mare export, producător de petrol. Atenție, nu cel mai mare, nu are cel mai mare resurse. Da? Nu știu dacă știți, democrații și republicanii, e o diferență economic un pic aici. Democrații au dat o lege, mai prin timpul domnului Obama, chiar pe la început, că Statele Unite nu are voie să exporte niciun gram de petrol produs în Statele Unite. Da? Și atunci, și dinainte era de fapt chestia asta, și atunci ce au făcut? Nu, a fost repusă pe tapet de domnul Obama. Ce înseamnă asta? Ei au trebuit să meargă în afară pentru a fi putere mondială la nivelul petrolului. Au trebuit să meargă în afară. Să producă în alte parte. Exact. Uitați că domnul Trump, când a venit, el a tăiat legea asta. În momentul ăla, nu i-a mai interesat. Ați zis, s-au retras din Irak, s-au retras din Afganistan. Cum s-au retras? După cât timp s-au retras, nu contează. Nu-i mai interesează, pentru că atâta petrol au și prin noile tehnologii, da? Că aici discutăm de noi tehnologii, că petrol tot atâta este. Nu mai vorbim de Canada, care nu se știe cât petrol este acolo. Pentru că Canada... Nu au mers în nord. Dumneavoastră știți că după 300 km de Montreal nu mai este nimic. Și Montrealul este la nivelul Ploieștiului. Deci undeva pe la nivelul Bistriței, să spunem așa, de la Canada în sus nu mai există nimic. Pardon, de acolo în sus nu mai există nimic. Gândiți-vă, nu mai știm noi ce există. Da, gândiți-vă că în Europa se trăiește până sus. De-aia spun, Canada are foarte... Nu se știe ce este acolo. Doi, americanii, prin fracturare, au reușit să stoarcă și ultimul gram de petrol. Și atunci au mult petrol. Nu mai vorbim de gaz. Ați văzut problema cu gazul.
Au venit americanii, canadienii, acum canadienii construiesc un terminal de gaz undeva în est, ține de Quebec, undeva în est, în care atât de mare va fi terminalul respectiv încât... cel mai mare din lume, da. Deci, aici ați bătălia pe resurse. Asta trebuie înțeles și în economie. Tu trebuie să înțelegi mișcările astea. Și pentru anul viitor, și pentru 10 ani, și pentru 15 ani. Pentru că neînțelegând toate astea, spațiu vital, cum se mișcă banii, de unde vin, cum se duc, ești mort. Revenind la două cuvinte la arabi, vedeți acolo zona Orientul Mijlociu. S-a mai spălat un pic până da, aici. Iranienii nu sunt arabi. Da? Uitați-vă, am spus data trecută puțin despre Siria, pentru că toată lumea nu înțelege Siria. Bă, Siria nu are nu știu ce producție de petrol, gaz și mai departe, da? Dar prin Siria trec arabii, zona respectivă poate să ducă gazele în Europa. Rușii n-au niciun interes ca arabii să scape, pentru că arabii e și mai ieftin, ei au și tehnologii de ultimă oră, luate de la americani, bineînțeles. Și atunci ce o zic? Îi blocăm acolo, facem un război, nu se știe ce. Eu am vorbit cu sirieni, unii zic că e bine, unii zic că e rău, unii zic băi, e război, unii zic că nu e război, depinde în ce zonă ești, cum ești și așa mai departe. Da? Și atunci ce au zis? Bă, blocăm aici, facem prin nord, intrăm pe la nenți. No, acum eu cam... au o problemă cu nordul, da? Că, cum îi spune, toată conducta respectivă, Nord Stream-ul 2, 1, 2, nu mai știu cât de acum, s-au fost blocate, no, acum au încep să aibă o problemă și de-aia vedeți că ei încep să împingă, să meargă, de la chinezi, de la 60% din preț, de la indieni, probabil tot la 60% din preț, și așa mai departe. Și acum încep să împingă, vin spre Ucraina. Ucraina este un simbol, de fapt, cum spune, o simbolistică. Ei nu sunt comuniști, dar nu sunt nici capitaliști. Putin, nu știu ce e, de fapt, acolo. Ei e o simbolistică. Bă, venim peste voi. Dacă nu lucrați cu noi, vedeți că noi venim peste voi și vă terminăm, sau așa mai departe. Este o sarată, înțelegeți, pentru Europa. Uitați că Europa... cât de cât văd că a început să se unească, Ucraina, ei nu se așteptau la Ucraina să reziste atât. Atunci, la început, cel puțin în primele două luni de zile, ei nu se așteptau. Și uite că s-a dat înapoi. Acum au venit alianțele, vă dați seama, rușii cumpără armament de la Nord Corea, de la Corea de Nord. Că aia care acum 3-4 zile și-a tras o rachetă și era să distrugă Penianu. Deci, am văzut. Vă dați seama cu cine lucrează, la ce disperare au ajuns. Da, dar e bine de explicat lucrurile astea, pentru că sunt lucruri care sunt cumva legate și de buzunarul propriu, și de viața proprie, și de nivelul de trai. Să înțeleagă lumea că orice război, chiar dacă numai o parte dintr-o țară, dacă o parte din Siria, o parte din Ucraina, sau Taiwanul care este în alertă continuă, sau Orientul Mijlociu, toate astea au semnificații aici, la buzunar. Exact. Și trebuie văzut colateral, puțin două minute, colateral văzut de unde ne dăm seama ce urmează în bani, vorbim acum, da? Eu am văzut ieri două statistici la noi în România, eu am rămas surprins. România consumă cel mai puțin curent din ultimii 30 de ani în momentul ăsta. Ce spuneți asta? Ce înseamnă asta? Nu știu, înseamnă asta? Că nu mai înseamnă... Nivelul de trai s-a redus, pentru că în momentul ăsta ar trebui să duduie, pentru că aveți aer condiționat. În România cam toată lumea are aer condiționat, nu iarnă, ba e vară, e foarte cald. Nivelul de trai, omul a început să taie. Și doi, industria. Deci uitați-vă un pic spre industrie, înseamnă că industria are probleme. Cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, asta înseamnă 94. Și nu era tare bine 94 pe România. 96, 97, 98. Deci, de-aia zic, trebuie privit un pic mai spre lateral. Un pic mai Sunt spre lateral. Sunt tare curios ce va veni, pentru că la ce se pregătește. Ăștia zic, eu nu înțeleg, aici mai am 30 de secunde. Vine guvernul, se laudă cu creșterea economică. Se face aia. Și pe de altă parte, va fi un an complicat, va fi un an greu în 2025. Păi cum, mama dracului, dacă spui că acum ai numai succes, de ce va fi complicat la anul? Știi, pentru că acum se iau banii fără număr și de anul viitor trebuie să taie din banii respectivi. Vedeți că din 1 iulie v-a scumpit gaz, benzina. Da. Vine guvernul să hotărească chestia asta, asta nu înțeleg iarăși. Uitați-vă, o să ne uităm un pic prin octombrie la cantitatea de combustibil consumată de România și atunci o să aveți mai multe informații. Da. Mulțumesc tare mult. Și mulțumesc pe explicațiile astea. E o lecție de geopolitică, nu învățăm din păcate la școală. Mulțumesc, Marius, ne vedem miercurea viitoare. La revedere și voi, să ne vedem sănătoși și nu uitați, am câștigat mult mai mult decât am pierdut la europene. Salutare și bănuți!
program disponibil pe primaplay.ro.